Mesajul de astăzi este practic a treia predică din Cartea Faptele Apostolilor și vom ajunge la capitolul 6, da? Ok, vom ajunge la capitolul 6. Astăzi studiem împreună capitolul 5, o predică dintr-un singur capitol. Mi-am dorit foarte mult să studiem împreună Cartea Faptele Apostolilor, pentru că este o carte de căpătâi a Bisericii lui Iisus Hristos. Ok, m-am hidratat și eu. Sincer să fiu, am cerut Domnului să ne acopere cu un nor și să fie răcoare. Este răcorică cât de cât? Dacă nu, bucurați-vă, imaginați-vă că sunteți în concediu de odihnă și stați un picuț așa la căldurică. Da, relaxați-vă până când vom rezolva și această problemă și totul va fi bine cu ajutorul lui Dumnezeu. Amin? Ok, hai să vedem. Creștinul pe care demonii nu-l pot învinge. Creștinul acela pe care cel rău nu-l poate dobori, nu-l poate învinge. Și o doamnă de pe Facebook, văzând afișul pe care l-am postat, îmi zice: și care este creștinul acela? E doamna aici? Vreau să o cunosc, că nu are poză la profil. Tare curioasă m-a făcut doamna, cine este. Și care este, domnule, creștinul acela care nu poate să fie doborât? Vedeți, există așa în biserică, noi suntem la cheremul oricui, diavolul poate să facă orice cu oricine. Nu, vreau să vă spun un lucru, oameni buni, ca diavolul să te treacă printr-un test, atenție, să testeze credința, trebuie să ceară voie. Zice, diavolul a cerut voie, Satan a cerut voie să vă cearnă. Știți cine a zis asta? Iisus Hristos a zis asta. Satana a cerut voie, pentru că tu ești al lui Hristos, pentru că tu ești îmbrăcat al lui Hristos. Eu vreau să vă fac să pricepeți lucrul acesta. Nu poate să vină diavolul oricând și să pună mâna pe tine și să facă ce vrea cu tine. Dacă vrea să te treacă printr-un test, ca să cearnă, ca să evalueze credința ta, trebuie să ceară voie. Și Hristos îi va da voie, știi când? Știi când? Când vei fi gata de test. Când vei fi gata de test. Doamne, poți să-i testezi credința lui Tony? Nu, nu e gata. De ce? Nu s-a rugat. Mai așteaptă-l un pic. Lasă-l să se roage și după aia să vezi ce leu se ridică. Să vezi ce leu se ridică de acolo. Să vezi, diavole, ce-ți rupe Tony Ciuru. Amin? Să vezi, diavole, ce-ți rupe copilul meu Ciuru. Diavolul trage nădejde că măcar unul din cei testați va pica. Și de pică vreo unul, cum a picat Petru. A picat Petru, au picat și alții. Hristos vine și zice: ai picat, Petre, dar mă iubești? Da, Doamne. Și din 4 face 10, nu 9. Erați cu siguranță și voi, ați fost în situația aceasta la școală, când din 4 doamna învățătoare sau doamna profesoară v-a făcut 9. Cui s-a întâmplat asta? Ei, mi s-a întâmplat să mai facă și 8. Dar dacă eram cu minte, făcea din 4, făcea 9, că se poate, știi? 4 scăunelul ăla rotunjea un pic și trăgea o codiță. Dacă nu învățam cât trebuie, din 4 rotunjea o dată și mai rotunjea o dată. Hristos face o minune și din 4 îți dă 10, amin? Din 4 te face de excelență. S-a ofticat diavolul, s-a ofticat tare de tot, pentru că prin ciurul lui a trecut unul, a căzut unul. Și ăla era chiar capul ucenicilor, era chiar liderul. Și a căzut și diavolul aplauda. Și când aplauda și se bucura și chefuia cu dracii lui, vine Iisus la Petru și zice: mă, ai căzut? Da, Doamne. Ți-a părut rău? Da, Doamne. Ai plâns mult? Da, Doamne. Îți dau 10, Petre. Îți dau 10, Petre. Și s-a ofticat diavolul. Asta este relația noastră cu Iisus Hristos, oameni buni. Nu suntem la cheremul oricui. Nu poate să facă cine ce vrea cu noi. Nimeni de pe pământul ăsta, din cer sau de sub pământ. Amin? Amin? Cred asta și știu asta în cuvântul lui Dumnezeu. Și avem bazat pe scripturi că inclusiv
apostolii când predicau și când au venit prima oară și prima dată înaintea Sinedriului ca să fie judecat, zice, după voia lui Dumnezeu, atenție, atenție, după voia lui Dumnezeu, voi l-ați arestat pe Iisus Hristos și l-ați răstignit pe Iisus Hristos. Petru le zice, după voia și planul lui Dumnezeu, au rămas ăștia mască, a, nu că am vrut, ba da, veți da socoteală pentru ce ați făcut, nu sunteți absolviți de vin. Ba da, diavolul v-a folosit și sunteți trepădușii diavolului, însă ăsta a fost planul lui Dumnezeu, ca Iisus să fie arestat și răstignit. Nu, nu în afara planului lui Dumnezeu s-a întâmplat asta, mă auziți? Totul este în controlul Domnului Iisus Hristos, amin? Totul. Primul punct al mesajului meu este nedoborât de parșivenia diavolului. Nedoborâți de parșivenia diavolului. Diavolul întotdeauna va veni cu cele mai parșive planuri împotriva ta. Cu cele mai parșive. Și vreau să vă prezint primul plan parșiv al diavolului. Și zice așa, capitolul 1 cu versetul 1. Dar un om numit Anania a vândut o moșioară cu nevastă sa, Safira. Vedeți? Nu mai se găsește în biserică niciun Anania și nici în lume, niciun rar. Bine, mai sunt preoți, Anania, mai sunt numele acesta Anania. Dar iarăși este un nume pângărit de diavol. Safira, Anania, vedeți, sunt nume rar întâlnite. Și a oprit o parte din preț cu știrea nevestei lui, apoi a adus partea cealaltă și a pus-o la picioarele apostolilor. Petru i-a zis, Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioarei? Cuvântul folosit aici pentru a-ți umple inima este eplerosen, eplerosen. Este același cuvânt care se găsește în Efeseni 5 cu 18. Dă-te rog frumos la Efeseni 5 cu 18, pentru că vreau să vedeți și voi versetul acesta. Este versetul care vorbește despre plinătatea cu Duhul Sfânt. Este fix același termen. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini, eplerosen de Duhul Sfânt. Fiți plini, adică să dați pe deasupra. Ceea ce vreau să înțelegeți voi este că Anania și Safira nu erau doi oameni nevinovați care au venit și ei și s-au gândit să-și vândă un teren și au zis, bă, hai mă să dăm și noi o parte la biserică. Și Petru i-a ieșit în cale ca un lacom, ca un om plin de lăcomie, cu dita mai burta, i-a ieșit Petru în față, i-a lovit cu burta, bam, bam, i-a dat la pământ, unde-s banii? Dați-mi banii! Și ăștia s-au speriat și Dumnezeu, care este iarăși un Dumnezeu crud, a dat cu ei și i-a trântit că la pământ și i-a omorât pe ăștia, că ăștia n-au adus toți banii la biserică. Vedeți, zice diavolul, ce biserică lacom aveți. Vedeți voi, a, voi sunteți aia de dat 10%, voi sunteți aia de faceți burta mare la pastori, voi sunteți aia pe care vă stoarce de bani biserica. Oameni buni, nu este așa. Eu n-am văzut niciun om falimentat vreodată de biserică. Dacă mi-arătați vreun om falimentat de biserică, eu îi dau tot ce se află în spatele acestei cortine. Dar să vină să-și le ia. Cu tirurile. Vreo două tiruri cred că trebuie să umple. Eu îi dau tot ce e în spatele acestei cortine, dacă mi-arătați unul nenorocit financiar distrus de biserică. Niciodată nu o să vezi, pentru că nu poți să ții cât Dumnezeu te răsplătește și dă înapoi. Zice Dumnezeu așa, eu nu rămân niciodată dator nimănui. Pe lângă faptul, fiți atenți cum e asta cu Dumnezeu, ca să înțelegeți că nu e vorba despre lăcomia preoților, a pastorilor, a bisericii și a lui Dumnezeu, ci este vorba despre un plan mârșav al diavolului. Din start trebuie să înțelegem că Anania și Safira e plerosen de Satana, adică inima lor era plină de Satana. Nu erau doi oameni nevinovați care sărăcuți au venit și ei, ce-ar fi să-i zic lui fratele care mi-a adus nu știu câte zeci de borcane de miere, să-i zic, frate, le-a adus pe toate? Mi-ar da un borcan după ceafă. De ce nu le-a adus pe toate la casa lui Dumnezeu? Nu,
Nu e vorba despre aia, este vorba despre inima mârșavă a lui Anania și inima mârșavă și parșivă a lui Safira, pentru că ei voiau să intre în grupul coordonator, ca și Barnaba, în grupul acela, pentru că nu toți ucenicii au vândut tot ce aveau și s-au pus deoparte pentru Dumnezeu. Era un grup de nazirei, era un grup de oameni puși deoparte, era un grup de misionari, care era un grup de mii de persoane pe care Dumnezeu a îngăduit ca persecuția să-l trimită în întreaga lume. Când a venit persecuția peste biserică, ăștia nu mai aveau casă, nu mai aveau teren, nu mai aveau nimic decât poate un săculeț cu bănuți la brâu pe care ucenicii au împărțit în mod egal și a zis: tu, Acvila și Priscila, vă duceți în Efes, voi vă duceți acolo, voi vă duceți acolo. Și după aia ucenicii Domnului, cum ar fi Pavel, și-a găsit din acești oameni împrăștiați de Dumnezeu în toată lumea și a găsit ucenici cu care a plantat biserici. Dumnezeu a trimis sămânța înainte. Ceea ce a vrut Dumnezeu să facă, a vrut să salveze biserica de un Acan. Voi știți că înainte de intrarea evreilor în Canaan, în țara promisă, a fost o judecată cam la fel. Și v-am zis deja despre cine e vorba. Cine? Acan. La începutul bisericii avem o judecată fix la fel, tot unul cu A, Anania. Și nevastă s-a de data asta, Safira. Pentru că Dumnezeu vrea să transmită un mesaj clar. Biserica lui Hristos nu trebuie să fie condusă și dominată de lăcomie. Amin? Apostolul Pavel zice, curvia și lăcomia de avere nici să nu fie pomenite între voi. Eu nu mi-am pus în plan și nu mi-am pus în plan niciodată să am ce am. Voi mă auziți? Cine mă aude? Eu nu mi-am pus niciodată în plan să am ce am. Am muncit împreună cu soția mea, am muncit eu pe o parte, ea pe o parte, ne-am terminat facultățile, eu m-am dedicat construcțiilor o vreme, m-am oprit din construcții când Dumnezeu mi-a zis stop și ocupă-te doar de lucrarea mea, m-am ocupat de lucrarea lui Dumnezeu, soția mea în continuare de stomatologie, nu ne-am pus niciodată în plan să avem ceea ce avem. Dumnezeu, ca prin somn, prin munca noastră în care lasă odihnă, Dumnezeu ne-a binecuvântat, amin? Pentru că trebuie să înțelegem că inima noastră nu trebuie să fie legată de pământul acesta, amin? Când mi s-a legat un firișor din inima mea de pământul acesta, Dumnezeu a știut să-l taie. Mi-a pus inima așa pe butuc și bam cu barda în legăturile care erau de pământul acesta. Pentru că Dumnezeu mi-a zis, Tonișoare, nu-ți legi inima de pământ. Pentru că uite ce s-a întâmplat cu Acan, uite ce s-a întâmplat cu Anania și Safira. Pentru că, atenție ce vă spun, uitați-vă la alt om din Scriptură de inima căruia s-a folosit Iuda pentru că avea lăcomie în inimă. De inima căruia s-a folosit, pardon, Satan, ghișciu percăcei, știi? De inima căruia s-a folosit Satan că avea lăcomie în inimă. Eu înțeleg că dacă am lăcomie în inimă, Dumnezeu nu se poate folosi de mine. E adevărat da sau nu? Nu pot să mai fiu pastorul vostru, nu mai pot să fiu ceea ce sunt. Biserica asta se va duce de râpă, biserica asta se va duce la vale când Dumnezeu îmi va spune, Toni, da, mută-te într-un spațiu mai mare, cât costă? 13.000 de euro. A, păi Doamne, stai un pic, că mai avem și noi nevoie, mai... Nu! Sunt banii mei și eu îți zic, du-te! Amin? Sunt banii mei și eu îți zic, du-te! Păi, Doamne, stai că nu, că nu, că nu! Mă întreabă unii, frate Toni, dar biserica noastră de ce n-a crescut atât? Oricând a fost planul lui Dumnezeu să Dumnezeu dă după puterea fiecăruia, amin? Și Dumnezeu dă după credința fiecăruia și Dumnezeu dă după planul pe care îl are. Unuia 10 oi, 20 de oi, 30, 1000 de oi și fiecare va fi răsplătit de Dumnezeu. Cred că în primul și în primul rând Dumnezeu nu-l judecă pe ăla căruia a dat un talent. Dacă a lucrat cu el, Dumnezeu îl răsplătește. Amin? Că tot Dumnezeu dă și voința și... Și cine sunt eu să mă laud că am 500 față de cel care are 10? Nu! De la Dumnezeu vin toate. Amin? Biblia mai spune așa, lăcomia își distruge propria casă. Dacă vreți să ne distrugem lucrarea asta, lăsați lăcomia să ne vină în inimă. Lăsați lăcomia să vă intre în inimă. Dacă vreau să distrug lucrarea asta, nu trebuie să deschid decât o poartă. Nu neapărat a curviei, nu neapărat a mândriei. Dacă am deschis poarta lăcomiei, deja Satana este acolo să se folosească de ea. E adevărat, da, sau nu? Așa este.
Și Dumnezeu zice, nu, nu va intra în biserica mea niciun Acan, nu va intra în biserica mea niciun Iuda, nu va mai intra în biserica mea niciun Anania și nicio Safira. Dacă a fost un plan al lui Dumnezeu cu Iuda, ca acest om plin de lăcomie, plin de pofte să intre în grupul ucenicilor și să facă ce a făcut, a fost ca așa îngăduit Dumnezeu. Dar stop! Să nu crezi tu, Satano, că poți să aduci oricând pe cine vrei. Amin? Petru pune stop și vreau să trecem mai departe să vedeți că mai apare aici un cuvânt, zice, după ce Dumnezeu i-a trăznit pe aceștia doi, după ce Dumnezeu a lovit pe aceștia doi care au vrut să se infiltreze, voi vă dați seama ce însemna ca în grupul ucenicilor plin de Duhul Sfânt să fie niște oameni plini de Satana? Ca în comitet, știi? Unul zice hăis, unul zice cea, asta e voia diavolului. Să fie mereu stânga și dreapta. Să fie mereu fratele Tony să zică ne mutăm. Nu ne mutăm. Slavă Domnului că n-avem comitet. Amin? Poate să zică cineva amin? Slavă Domnului că n-avem comitet. Amin? Slavă Domnului că n-avem comitet. Amin? Pentru că biserica asta este condusă de Duhul Sfânt. Biserica asta cât va fi pe pământ până va veni Hristos nu va avea comitet. Hai să votăm. Nu! Ce zice Duhul face. Și aici facem. Și aici este Duh de profeție. Amin? Și aici Duhul Sfânt ne conduce și aici Duhul Sfânt ne spune duceți-vă mai departe. Era sala asta, știți ce a fost aici mai înainte? Apropo, știți ce a fost aici? Ce a fost aici? Centru de vaccinare. Aici au fost vaccinați sute de mii de bucureșteni, poate sute de mii de români. Aici a fost centru de vaccinare. Și iată că acum continuăm să-i vaccinăm pe oameni cu sângele lui Iisus Hristos. Amin? Aleluia. Și acum tot centru de vaccinare, dar cu sângele lui Hristos care distruge orice virus pământesc sau spiritual. Amin? Amin. Ați venit să vă luați doza de vaccin. Dacă ăla se face într-o doză, 2, 3, 7, ăsta se face toată viața cu sângele lui Iisus Hristos. Amin? Voi știți cu ce ați fost răscumpărați? Cu sângele lui Iisus Hristos care v-a făcut un popor nou. Amin? Glorie lui Iisus Hristos, peste voi este sângele lui glorios. Și vă spuneam că îmi vorbește Duhul Sfânt, eram în sala Mihai Eminescu și îmi vorbește Duhul Sfânt într-un ceas de seară când mă rugam împreună cu soția mea și îmi spune așa, în scurtă vreme nu mai era niciun spațiu liber în tot complexul acesta, toate ocupate. Sunam săptămânal la domn director și îl întrebam, nu vă supărați, mai aveți un spațiu? Nu, Toni, nu mai am un țarun cu un pai, nu mai există așa ceva, totul e luat, totul, nici de acolo să nu pleci, că cum ai plecat de acolo în secunda a doua, ți l-au luat alții. Să nu îndrăznești să pleci de acolo nici măcar o zi sau două cu gândul că poate te întorci, că îl regăsești, că nu mai... Și mă rog într-o seară și îmi zice Duhul Domnului așa, în scurt timp voi elibera un loc pentru voi. Voi da la o parte pe toți cei care îl vor dori, locul acela e prea mare și îl veți împărți cu alții și veți avea pace. Zic, unde o fi? Unde o fi, Doamne? Și mă sună, domn director, Tony, o veste bună și una rea. Zice, am spațiu pentru tine. Nu, cum a fost? Nu mai știu. Am un spațiu scump pentru tine, vestea rea, și vestea bună, o să ajungeți la 10.000. A prorocit. Veți ajunge să umpleți. Cu alte cuvinte a zis, nu vă uitați la bani, că Dumnezeu, Dumnezeul nostru, Dumnezeul vostru este cu voi să vă crească și să vă ducă la 10.000. Amin? Glorie lui Iisus Hristos. Haleluia! Dumnezeu vrea ca toți cei care sunt în mijlocul nostru să fie umpluți de Duhul Sfânt. Amin? E plerosen cu Duhul Sfânt. Niciunul să nu fie umplut în inima lui de gândurile diavolului. Repet, Anania și Safira nu sunt un caz de nedreptate. Satana tot vrea să scoată ochii bisericii până au ajuns unii dintre chiar scolastici aceștia teologi au ajuns să zică ca scuză că pasajul acesta cu Anania și Safira a fost adăugat. Domnule, nu-i vina Bibliei și nu-i vina lui Dumnezeu. Domnule, s-a strecurat
păstrat în nu știu ce secol acest pasaj ca biserica să-i sperie pe oameni. Nu, nu s-a adăugat prealabil, ci a fost de la începutul bisericii. Cine crede asta? Mâna sus. Pentru că știu că Duhul Sfânt care a inspirat Biblia veghează ca să nu fie scos și să nu fie adăugat nimic pe lângă ce vrea Hristos să fie. Amin? Cine crede asta? Eu cred în infailibilitatea totală a Scripturii. Eu cred că tot ce a ajuns la noi și avem aici în față este iotă cu iotă, virgulă cu virgulă, vegheat de Duhul Sfânt ca așa să se ajungă la noi. Amin? Fiți atenți, și Pavel zice, pardon, Luca zice așa, în Fapte 5 cu 11, te rog frumos, Fapte 5 cu 11, aici apare pentru prima dată numele bisericii, numele acela de Eclesia. Eclesia. Pentru prima dată în Scripturi, aici apare cuvântul Eclesia, care este practic împrumutat din greacă. Eclesia însemna o adunătură de oameni, o adunare de oameni, care se adunau pentru diferite scopuri. Ori să protesteze, ori să petreacă, ori să țină o conferință, însemna o adunare de oameni Eclesia. Acest cuvânt a fost luat și trecut ca biserica lui Hristos. Acest cuvânt a fost tradus în latină ca basilica, de unde avem noi biserică, biserica, ok? Și fiți atenți cum apare prima dată în istoria lumii și în ce context apare cuvântul de eclesia, adică biserică. O mare ce? O mare frică a cuprins toată adunarea, adică toată, ce-am zis că e aici? Eclesia. Toată eclesia și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri. Contextul în care apare prima dată biserica este un context al reverenței față de Dumnezeu. Amin? Nu-și poate permite orice, oricând, în casa lui Dumnezeu și în biserica lui Dumnezeu. Voi mă auziți? Nu, în prezența lui Dumnezeu ești judecat, în prezența lui Dumnezeu ești evaluat, în prezența lui Dumnezeu îngerii lui Dumnezeu te etichetează și poate să pună pe tine o etichetă ca om periculos pentru biserica lui Iisus și să fii scos când Dumnezeu vrea să fii scos. Sau Dumnezeu să pună pe tine o etichetă și să zică om bun și pregătit și om ales și prea iubit de Dumnezeu pentru biserica lui. Și Ștefan ridică mâna și zice, aici sunt. Amin? Ești evaluat, omule, încă de la început. Anania și Safira, vreau să vă spun un lucru. Anania și Safira venise pentru prima dată la biserică. Ei au auzit că acolo dacă te duci, e rost de ceva. Și își vând moșioara și opresc o parte din bani și se dau drept puși deoparte pentru Dumnezeu. Am venit și noi să ne punem deoparte, am venit și noi să fim ucenici aceia care lucrează full time pentru Dumnezeu. Și îngerii lui Dumnezeu au pus deja eticheta și Duhul lui Dumnezeu pune deja eticheta și zice Anania e plerosen cu Duhul lumii acesteia, nu cu Duhul Sfânt. Cum crezi că ai fost etichetat tu? Pentru că ai fost etichetat. Cum crezi că ești tu etichetat? Cum crezi că te văd pe tine îngerii lui Dumnezeu acum? Tu știi că ești privit de îngerii lui Dumnezeu chiar acum? Știi că un înger stă cu ochii la tine, nu cu ochii la mine? Și că ești privit așa în ceafă de un înger al lui Dumnezeu și urmărit așa, știi, ca un, cu un înger de foc, știi? Mă, nu te mișca că ești periculos. Sau se bucură și se închină împreună cu tine pentru că știe că ești eplerosen cu Duhul Sfânt. În lumea spirituală tu nu ești văzut așa, cu o rochiță superbă, gri sau înflorată sau îmbulinată sau cu un tricouaș jumate verde, jumate albastru sau jumate sau tot portocaliu. Nu, în lumea spirituală se știe cu ce scop ai venit, când ai de gând să te pocăiești, dacă ai de gând să te pocăiești, dacă ai de gând să scapi, dacă ai venit de păcat, dacă ai de gând să te pocăiești sau ai venit de gura lui nevastă ta sau ai venit ca un pui de năpârcă crezând că la grămadă Dumnezeu ne aruncă în cer. Nu ne aruncă la grămadă, oameni buni. Ne aruncă pe fiecare după cum am acceptat să fim spălați sau nu de Hristos. Amin? Nu la grămadă. Să nu crezi că o să vină Dumnezeu și o să zică tu ești din Profides? Da, am auzit că e tare Profides ăsta. Hai în cer. No!
În cer nu o să scrie în dreptul nimănui profides, mă auzi? În cer nu o să scrie în dreptul nimănui profides, nu o să fie în cartea vieții. Profides nu o să mai fie pomenit în cer. Știe asta mâna sus? Cine știe asta? În cer nu o să mai existe profides, pentru că nu e numele nimănui, ci e doar numele unei lucrări vremelnice care va pieri odată cu pământul acesta, ci în ceruri va fi numele tău scris ori în cartea vieții, ori în cartea cu păcate multe care vor trebui citite, pentru că dacă nu te pocăiești și nu te lași de păcate în cer, o să te plictisești. Pentru că îngerii trebuie să citească toate păcatele la judecată. Să zic asta, 9-8-2021 s-a drogat. Pe 10-8 a curvit. Pe 11 s-a uitat la. Pe 12 a urlat la nevastă. Pe 13 a zis că divorțează. Și o să stai în veșnicie câțiva ani, dacă vor mai fi ani, dar o să stai destul ca să ți se citească toate păcatele, că zice că au fost deschise niște cărți mari și multe, cărțile acele ale judecății, sau, mult mai simplu, ești trecut în cartea vieții, unde scrie acolo doar Tony Adrian Berbece. Nothing more! Nimic în plus decât izbăvit. Și o să-mi zică Iisus: vine, vino binecuvântatul meu, vino încoa să te iau în brațe, să te pup, vino încoa Tonișoare, că tare mult m-ai iubit. Amin? Haleluia! Cred că asta vrei și tu, nu? Cred că asta vrei și tu. Citindu-i jurnalul vieții lui Victor Hugo, așa, ca o pată de rușine, omul ăsta a murit la 83 de ani, ca o pată de rușine, se știe și unde se găsește jurnalul lui, nu știu cum am pus mâna pe un jurnal de-a lui, dar în ultimile zile, la 83 de ani, ascultați-mă bine ce vă spun, la 83 de ani, ăsta cu o zi înainte să moară, a trecut în jurnal că a fost la prostituate. Și toată omenirea care e pasionată de literatură știe că Victor Hugo, la 83 de ani, cu o zi înainte să moară, a fost la prostituate. Oare nu știe cerul? Oare nu știe cerul cine ești, ce faci și ce vei face până în ultima zi? Ba știe, ba știe. Și tu trebuie să fii gata ori să fii etichetat ca eplerosen cu Duhul Sfânt, ori să fii etichetat ca eplerosen cu Duhul Lumii. E alegerea ta. Amin? Amin. Dumnezeu să te ajute să înțelegi, omule care ești astăzi în sala aici, că eclesia este un loc al revelației, da? Și al reverenței, al respectului. Nu poți să stai acolo în spate și să vorbești cu cine vrei tu și să glizești. Nu poți să stai pe telefon în biserică. Nu poți să stai pe, nu știu, să te gândești la ciorba de acasă. Dacă ai venit aici, stai în prezența lui Dumnezeu. Amin? Fii gata să stai în prezența lui Dumnezeu. Hai să trecem mai departe. Am zis nedoborât de parșivenia diavolului. 2. Nedescurajat de stricăciunile diavolului. Nedescurajat de stricăciunile diavolului. Avem tendința să fim foarte des descurajați. Mă sună o familie și îmi zice: frate Tony, da. Zice, putem să venim și noi în tabăra Profides? Eu zic, da, sigur că da. Dar stai că noi venim cu niște probleme. Zic, oh, și în tabără probleme, mai ales. Primul gând a fost, Doamne, dar o să le am pe ale mele acolo. Îmi vin și alții din alte părți cu probleme și mă ia cu dalea grele. Știi, frate, noi avem niște vrăji făcute. În viața noastră sunt foarte multe blesteme. Și aici, în biserica în care suntem, nu se crede în așa cea. Nu cred oamenii că poți să fii distrus dacă ai umblat în locuri demonice și te-ai jucat cu vrăj și te-ai jucat cu ocultism, că poți să tragi așa după tine și poți să fii urmărit și poți să... Zice, frate, tu ne avem așa nevoie de o ungere, de eliberare, de vindecare. Și iarăși, în tabără, mă! Lăsați-mă în pace! În gândul meu, în firea mea, era lăsați-mă în pace, gata, e tabără, poate apuc și eu să joc un volei, poate ajung să joc și eu un fotbal. Anul trecut mi-am sclintit glezna în primele două zile și n-am știut de ce. Dumnezeu mă voia la slujire. Am stat așa ca bătrânelul pe scaun, ca înțeleptul lui Israel, hai la judecat. Și de obicei când mai vedeam câte un om în primele zile, fugeam, știi?
Acum nu mai puteam să fug, știi? Și întâc, până când ajungeam unde voiam să ajung, se și mărturisea, mă și rugam, era eliberat, pleca bine. Ai înțeles? Nedescurajați, neobosiți, e ceva supranatural. Tony, mai poți? It's not about me, nu e puterea mea, nu e în mine ceea, nu, adică nu e de la mine, nu eu sunt sursa, nu eu sunt, pentru că s-a văzut Petru deodată năvălit de toate problemele lumii, s-a văzut Petru deodată năvălit de toți bolnavii, s-a văzut Petru deodată năvălit de toți demonizații, s-a văzut Petru, la Profides e pui ce se întâmplă aici. Nu ni s-au umplut aleile de la Romexpo cu bolnavi pentru care trebuie să ne rugăm. Nu ni s-au umplut aleile de la Romexpo cu demonizați pentru care trebuie să rostim eliberare în numele lui Iisus. Fie eliberat și să fie, amin? Nu ni s-au umplut aleile. Nu, dar se vor umple numele lui Iisus, amin? Se vor umple numele lui Iisus. Și când se umple, se umple și vasul tău cu putere. Când se umple biserica de șchiop, de bolnavi, de demonizați, se umple și vasul de putere. Îmi spune Duhul lui Dumnezeu într-o seară, tu crezi că Petru vindeca cu umbra lui de spectacol, așa că ia umbră de aici. Nu, vindeca cu umbra pentru că nu mai avea timp, că stăm și mă uit și eu la mine, ajung 20-30 de oameni să ung și să mă rog și zic, Doamne, nu mai pot, ia stropește-mă cu niște ulei, ia dă-le mă niște umbră să ia acasă, vindecare numele lui Iisus, amin? Ia dă-le mă niște vindecare numele lui Iisus, întinde mâna spre ei și vindecă-i numele lui Iisus, amin? Ia fă-mă o rugăciune acum și cine-i demonizat să fie eliberat, cine-i chinuit de duhuri să fie eliberat, cine-i bolnav să fie vindecat, amin? Când nu mai poți, tu poate el, spune o cântare, amin? Că nu mai pot eu, Tony, să țin oamenii în coadă, că nu mai pot oamenii să stea în coadă, că sunt două ore, trebuie să aibă nădejde, că la o rugăciune sunt vindecați, că în timpul unei cântări sunt vindecați, că în timpul predicii Duhul intră în ei și îi scutură și îi umple de viață, de vindecare și de eliberare. Amin? M-auzi? Să întind așa mâna să zic, luați eliberare din Duhul Sfânt, amin? Luați vindecare din Duhul Sfânt. Asta se va întâmpla, oameni buni. Voi credeți că pe stadioane o să stăm să-i luăm pe fiecare la rând? O să facem o rugăciune și mii vor fi eliberați, amin? Cum se întâmplă, frate Tony, și primesc tot mai multe mărturii din astea, frate Tony, n-am mai ajuns la tine. Bine ai făcut. N-am mai ajuns la tine că m-a vindecat Iisus până să vin la tine. Asta e ideea, amin? Aleluia! Aleluia! Și Iisus era în trup, era unul, era un om, era acolo. Se vedea cum se vede Tony, cum se vede Sandu, cum se vede Dani. Era un om, era acolo și era o femeie și vede, mă, dai mare coada la Iisus. Mă, dai mare rău. Ce să fac, Doamne? Mă duc să mă ating. Mă duc să mă ating de Iisus. Și ducându-se, a pus mâna și a zis, nu-l mai deranjez. Asta era poala hainei lui Iisus. Aici era Iisus și a pus mâna și a zis, pe poală, atenție. Nu i-a pus-o în cap, nu i-a pus-o pe spate, n-a luat așa, ia de aici, iau niște vindecare de aici. A venit cu reverență, pentru că asta e ideea. A venit cu smerenie la Iisus Hristos. S-a plecat, deși era în bulzeală. E greu să te apleci în bulzeală, e adevărat sau nu? Te-ai aplecat vreodată după biletul care ți-a căzut sau după cartela care ți-a căzut în 41 la 8 dimineața, te-a plecat vreodată? Că n-ai cum? Și cum te apleci după cartel în 41? Trebuie să te ridici, că te lasă genunchii la un moment dat și a treia repetare ți iese. O mai pipă. Zici că ești din baltă și zici că îți cauți peștele, știi? Ești la prins pește cu mâna, așa îți iei cartea. După a treia încercare, da, și după câteva degete călcate, îți găsești cartela plină de praf, plină de toate. Femeia asta în îmbulzeala aia nu pune mâna așa pe spatele lui Iisus, pentru că inima ei era plină de reverență față de vindecătorul ei, amin? În mulțimea aia, în îmbulzeala aia, femeia se apleacă, se lasă pe genunchi, era îmbulzită, era împinsă, era dată la o parte, era zdrobită acolo sub călcâile oamenilor și pune o mână pe poala hainei lui Iisus și pleacă de acolo. Știți cum a plecat? Vindecată. Credința ta te-a mântuit, te-a vindecat, femeie, amin? N-ai venit la Tony aici, aleluia!
N-ai venit la Tony, n-ai venit la Profides, tu ai venit la Iisus și Iisus e aici, Iisus e lângă tine, Iisus e și aici, Iisus e și acolo, amin? Crezi asta, da sau nu? Iisus nu-i doar aici, Iisus nu-i doar aici, Iisus nu-i doar aici, Iisus nu-i doar în fața mea, Iisus e și în fața ta, Iisus e și lângă tine, Iisus e și în tine, tu trebuie doar să strigi la El, amin? Pentru că poala hainei lui Iisus s-a întins peste biserica asta și unde te apleci și te rogi cu reverență și îți pui capul la pământ și zici, Doamne, vindecă-mă, Doamne, eliberează, acolo este poala hainei lui Iisus, amin? Unde este inima ta plină de reverență și de lacrimi, cum zicea Cristi, acolo este poala lui Iisus care se atinge și te vindecă, amin? Nu lasă Iisus pe femeia asta, nu lasă Iisus pe femeia asta, zice cineva s-a atins de mine. A, da, Doamne, în 41 să întreb cine s-a atins de mine. Imaginează-ți. Se uită Petru așa ciudat la Iisus, purtătorul de cuvânt al grupului, Doamne, poate ești obosit, e foame, te imaginezi în altă parte și crezi că trebuie să fii singur, că și Iisus obosea. Știți că Iisus obosea? Obosea foarte mult și când obosea se ducea în slava lui Iisus. Eu m-am gândit întotdeauna cu groază la faptul că Iisus, după ce vindeca și elibera, se ducea să se roage. Pentru mine chestia asta era groază. Mă gândeam, Doamne, chiar ești fenomen. Cum să te mai duci, să te mai rogi? Pentru că eu și poate și tu am perceput întotdeauna rugăciune ca momentul ăla care te obosește. Cine a perceput asta? Ca momentul te-ai rugat? M-am rugat. Mă duc la copii în cameră și văd întinși, leșinați prin pat. V-ați rugat, mă? Da. Lasă-ne. Cum v-ați rugat? Uite așa, stând așa. Mă mai duc o dată, nu dau din casă, rar se întâmplă, ori la mine, ori la nevastă și leșinați așa pe parte. Te rogi, mă? Da. Lasă-mă așa. Lasă-mă să stau așa. Și ori eu, ori asta, unul din, știi cum e, unul măcar și să stea în genunchi, știi? Capul, reprezentantul familiei, știi, leșinați așa, momentul de rugăciune, momentul obositor în care stai, a, mă, da, vi s-a întâmplat să veniți de la biserică și să-i spui soției, hai să ne rugăm, da, nu ne-am rugat la biserică 2 ore, da, de unde vii, mă? Evlaviosule, a dat Evlavia în tine 2 ore, te-ai rugat acolo și mai vrei și acasă? Percepem rugăciunea ca ceva obositor, percepem rugăciunea ca ceva care ne apasă greu pe umeri. La Iisus rugăciunea era ceva ce venea înaintea Tatălui și Tatăl îl umplea cu odihnă, Tatăl îl umplea cu bucurie. Roagă-te până când momentul tău de rugăciune devine relaxare, amin? Până când momentul tău de rugăciune devine desfătare, până când te rogi acolo, obosit fiind, simți că stai în slava lui Dumnezeu, umflate-ți în picioarele, dar în prezența lui Iisus se desumflă, amin? Poate se umflă venele în tine, se umflă diabetul în tine, se umflă, nu știu, celulele canceroase în tine. Vreau să-ți spun că în prezența lui Iisus, când stai și te rogi, orice boală se desumflă, amin? Orice neputință se desumflă, orice diabet se desumflă, orice varice se desumflă, orice este povară peste mintea ta, pică în prezența lui Iisus. Iisus nu se ducea să se obosească în rugăciune. Dacă El stătea o noapte, stătea la încărcat. Roagă-te până când simți că rugăciunea te încarcă. Amin? Erau neobosiți ucenicii. Erau neobosiți, nu erau zdruncinați, nu le era frică. M-am dus ieri să mă tund și așa mă face Dumnezeu să vorbesc și să nu tac. Și eram acolo la tuns, frizeriță nouă, că frizerul meu e cam departe și n-am apucat să-i scriu și e cu programări multe. Zic, hai că mă duc aici la o frizerie și mă tund. Era, de fapt, fratele meu m-a convins să mă tund acolo, s-a dus el înainte, l-am văzut pe el, am zis, a, o scăricică, 2, 3, merge. I-am zis, las că se vede când crește, cum te atunzi în scări. Zic, hai că e bine. Glumesc, atuns excelent, că poate mă aude și doamna. M-ați atuns excelent, doamnă, și pe mine și pe frate, mi stați liniștită, că i-am dat și carte de vizită să ne urmărească. Vă iubim în numele lui Iisus, așa. Și eram acolo pe scaun și încep să povestesc. Îi spun că sunt pastor, că
bă, păstăresc o biserică frumoasă din București, că mai avem și prin Paris, și prin Lupen, și prin Brașov, și prin Cluj, și Dumnezeu lucrează extraordinar, și încerc să-i povestesc. Doamnă, știți pe cine a sunat înainte? Pe cine? Se aștepta să zic fotbalist, jucător de golf, așa, zic pe frate-miu. Da, mi-am dat seama. Zic frate-miu, care și el pastor. Da? Ăla? Zic, doamnă, dar a fost mare huligan. Mare huligan a fost. Ne-am rugat pentru el vreo 2-3 ani de zile. Ce n-a făcut? A consumat dalea, a jefuit, se bătea cu galeria lui, adică împreună cu galeria lui Dinamo, se bătea cu jandarmii. Ce n-a făcut, doamnă? Toate nenorocirile le-a făcut. Păi și cum a ajuns pastor? Zic, exact, prin har. Păi Dumnezeu l-a chemat, Dumnezeu l-a... Nu se poate, domnule, eu știu niște dăștea și sprăjiți. Zic, în ce sens, mai bruneței așa, au stat la... Nu, domnule, sunt nebuni. Zic, păi asta face Hristos. Te ia din nebunie și din prăjeala diavolului și te aduce în har. Pentru că metanoia, schimbarea minții, are putere și azi, amin? A rămas femeia mască. Și am început să-i povestesc de eliberările și minunile pe care le face Dumnezeu. Am început să-i povestesc, de la un moment dat era frică să mai pună forfeca pe mine. Zic, mamă, cum îl mai au pe ăsta să nu mă electrocutez, știi? Am început să-i povestesc că a venit o doamnă și Dumnezeu a eliberat-o și că duhurile au început să vorbească cu... Hai, domnule, cum? Era cu forfeca. Atunci a fost momentul ăla, bă, mai tun sau las așa, știi? Era la jumate, mă tunsese doar jumate, aș fi venit azi și jumatea asta mai lungă, cu capul într-o parte așa. Ai, domnule, cum a vorbit ăla cu tine? Zic, da, doamna a vorbit cu mine. Ai, domnule, lasă-mă, nu. Zic, da, doamna a vorbit, mă. Și zic, doamnă, fiți atenți, lucrarea noastră, și asta a fost concluzia, lucrarea noastră se face neprihănire, pentru că diavolul știe tot ce fac eu și eu nu pot să mă joc. Diavolul știe la ce mă uit, diavolul știe ce vorbesc și îmi spune, dacă mă ating să eliberez în numele lui Iisus, zice, bă, tu, mă, tu, mă, îți zice, tot îți zice, tu, mă, care ai făcut-o pe nevastă ta în toate felurile, zici mie numele lui Iisus, ieși afară, bă, stai cu minte că te lovești. Zic, doamnă, trebuie să fim curați, neprihăniți. I-am zis, lucrarea asta se face neprihănire prin puterea lui Iisus Hristos, pe care trebuie să o lăsăm să curgă noi și să fie continuă noi. I-am zis, doamnă dragă, eu nu mă pot juca cu așa ceva. Eu în fiecare zi trebuie să veghez asupra ochilor, asupra gurii, asupra inimii, asupra acestui trup. Și am zis, trupul ăsta pe care îl tundeți acum e sfânt în numele lui Iisus. Pentru că lucrarea de eliberare nu se face așa, în timpul liber, ca hobby. Amin? Asta înseamnă să fii neobosit. Nu erau obosiți, nu erau... vedeți, haideți să continuăm să spunem din versetele 12 în jos. Prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în orod. Toți stăteau împreună în pridvorul lui Solomon și niciunul din ceilalți nu cuteza să se lipească de ei. Vedeți? Această reverență, mă, acolo e ceva sfânt. Amin? Se știe și se simte că acolo e ceva sfânt. Numărul celor ce credeau în Dumnezeu, bărbați și femei, se mărea tot mai mult, până acolo că îi scoteau pe bolnavi chiar pe ulițe și îi puneau pe paturi și pe așternuturi, pentru că atunci când va trece Petru, măcar umbra lui să treacă peste vreunul dintre ei. Mulțimea de asemenea alerga la Ierusalim din cetățile vecine și aduceau pe cei bolnavi și pe cei chinuiți de duhuri necurate și toți se vindecau. Este visul meu. Aceasta este biserica visurilor mele. Mai este biserica visurilor cuiva de aici? Aleluia! Și-a luat fiul un tricou ieri, că a fost ziua lui, Dumnezeu să-l binecuvinteze la mulți ani și vouă, să vă trăiască și vouă copiii, să trăiesc și voi, amin? Și-a luat fiul un tricou ieri și el știe că eu nu permit să-și cumpere orice. Mai sunt tricouri de-astea, bac în jurături, și eu le știu din engleză, na, bineînțeles. Și mai zic, tati, asta e prostie, n-ai voie. Mai sunt imagini cu draci, cu coarne, cu tot felul de chestii și le zic, tati, uite aici un drac, ce caută dracul la tine pe tricou? Tu ești sfânt. Și mă întreabă, de obicei când își cumpără un tricou, mă întreabă, ăsta e ok? Cum ți se pare imaginea asta? Desenul ăsta e bun? Și ieri și-a luat un tricou și pe tricoul lui scria, chase the dream, not the fame.
Urmărește visul, nu faima. Un om plin de Duhul Sfânt și un om plin de putere va urmări visul lui Iisus, nu faima lui, amin? Va urmări visul lui Iisus și zic, tati, ăsta-i tricou de pocăiți. Ăsta-i tricou de pocăiți și era la Nike, știi? Uite, s-au pocăit ăștia de la Nike, slavă Domnului. Și vedeți, din orice putem să învățăm și zic, chase the dream, urmărește visul acela de a vedea o biserică plină de slava lui Hristos, amin? Urmărește visul ăla de a vedea o biserică plină de eliberare. Urmărește visul ăla de a vedea o biserică vie, o biserică plină de Hristos. Să-L vezi pe Hristos în casa ta, să-L vezi pe Hristos în tine, ăsta-i visul, amin? Dacă aș fi urmat după faima mea, nici mama, și am zis-o de multe ori, nici mama nu venea după mine. Însă pentru că umblu după slava lui Hristos, că El să fie glorificat, de aceea sunteți aici. Amin? Pentru că toți lucrăm pentru slava lui Dumnezeu. Amin? Și închei cu ultimul punct al predicii, am zis așa, nedoborât de parșivenia diavolului și de planurile lui. Anania și Safira, care au vrut să se infiltreze în biserică, au fost drobiți cu parșivenia lor cu tot. Dumnezeu n-a lăsat acești oameni plini de satana să vină să facă ei reguli în biserică. Nu! Era aici o familie care tare mult ne deranja. O familie care tare mult ne deranja și am știut de la început că nu e în regulă ce se întâmplă cu ei. Am știut că vedeam că aduc tulburare foarte mult. Vedeam că fac lucruri rele care mă tulburau și mă sunau oameni și îmi spuneau: "Frate Tony, mi-a zis din partea Domnului să fac nu știu ce. Mi-a zis din partea, nu mai prosti, oameni buni, nu mai prosti. Mă, dar nu mai prosti." Zic: "Doamne, am obosit cu atâta deranj din partea acestei familii." Și m-am rugat și îmi zice Duhul Domnului: "Stai și vei vedea ce voi face." Nu iau, nu, nici nu. "Stai și voi vedea ce voi face." Într-o săptămână nu i-am mai văzut aici. N-au murit, sunt în viață, slavă Domnului. Dar nu mai sunt aici. Și n-am plâns niciodată după niciun Anania și după nicio Safira. M-auziți? Biserica nu trebuie să plângă niciun Anania și nicio Safira. Cine pleacă dintre noi n-a fost niciodată de-al nostru, amin? Cine pleacă dintre noi n-a fost niciodată pentru lucrarea asta și n-a fost dintre ei noștri. Am plâns oameni și îmi zice Domnul: "Tu ești un general al armatei mele. Ai văzut vreun general să plângă după soldații care au dezertat și care au plecat și care s-au lăsat înfrânți? Nu, tu condu arma, cu arma în mână, condu poporul meu spre limanuri bune, amin? Tu uită-te în față, nu te uita înapoi. Pentru că cine vrea să stea lângă mine primește putere din mine, nu din tine. Tu mergi înainte cu ochii spre mine și toți oițe și mielușei vor primi putere să se țină. N-ai venit la botez, nu-i treaba mea, e treaba ta. N-ai vrut să te botezi, nu-i treaba mea, e treaba ta cu Dumnezeu. N-ai vrut să te îmbraci în Hristos, nu-i treaba mea, nu-i problema mea. E problema ta, pentru că nu mie o să-mi zică Iisus unde ți este haina, cum de-ai intrat aici, ticălosule, nu mie. Mie o să-mi zică binecuvântatul Tatălui, vino la mine. N-aș vrea să zică și să te întrebe Iisus în ziua judecății unde ți-e haina. Și nu e niciun fel de manipulare, este realitate biblică. Cine mă crede că e realitate biblică? Nu e niciun fel de manipulare. E treaba ta. A, că vrei să ajungi la judecată și să vezi tu pe pielea ta cum e să zică Dumnezeu pleacă de aici, blestematule. E treaba ta. E treaba ta. E treaba ta. Nu mă voi bucura de asta. Nici n-am cum, că e Duhul lui Hristos în mine. Dar o să-mi pară rău, în schimb. Spunea o judecătoare, apare ni se Stoicescu, parcă o cheamă, o judecătoare foarte puternică în ale spiritualității și vorbea despre oamenii aceștia care aleg patimile sexuale și spunea femeia asta atât de profetic, am citit articolul, este un articol excepțional, nemaipomenit, l-am citit ieri și spunea această judecătoare, doamna Stoicescu, pare mi se, spunea: "În viața de apoi vă voi aștepta pe toți ăștia care v-ați lăsat pradă patimilor sexuale și o să vă întreb atunci în ziua judecății: a meritat? A meritat? A meritat?
O să vă întreb pe toți ăștia, eu, acum vorbesc în numele meu, Tony Berbece, o să vă întreb în viața de apoi, când ne vom vedea la judecată, o să vă întreb, a meritat să zăboviți și să nu luați pe Hristos de mână? A meritat să zăboviți și să nu vă încredințați viața lui, în mâna lui Hristos? A meritat să zăboviți în păcate? A meritat să zăboviți în pornografie? A meritat să zăboviți în ceartă? A meritat să zăboviți în nemulțumire? Că nu ți-a dat ție nevastă ca Angelina Jolie? Că nu ți-a dat ție bărbat ca Brad Pitt? A meritat că ai stat în cleveteală, în amărăciune, în ură, în neiertare? O să vă întreb pe toți! Și mai ales ăștia care ați fost pe la Profides și nu v-ați schimbat viețile, o să vă întreb, ai fost la Profides? De ce nu te-ai întors la Dumnezeu, omule? Nu vezi că nu mai poți să faci nimic acum? Imaginează acel moment. Și ca să nu-ți spun așa și să nu te întreb așa, te întreb acum, crezi că merită să nu-L alegi pe Iisus? Cine de aici crede că merită să nu-L aleagă pe Iisus? Sau cine doarme? Slavă Domnului că sunteți treji. Nu merită. Nimic din lumea asta nu merită. Ce? Carnea, poftele carnale, o femeie merită? Nu merită. Era David care a curvit și și-a pătat imaginea și n-a mai putut să se ridice niciodată ca un profet sfânt în Israel. Un om care de acum se ruga doar pentru salvarea lui. Un om care putea să spună doar în dreptul lui de acum, ai milă de mine, păcătosul. A ajuns în lumea, în viața asta, a ajuns la bătrânețe și s-a pus în pat cea mai frumoasă femeie din Israel. Cea mai frumoasă și specială femeie pe care s-au bătut băieții lui după aceea. A fost pusă lângă el și zice că nu mai putea să facă nimic decât să se încălzească cu ea, era pe post de calorifer. Vine o vreme când nevastă ta va fi pe post de calorifer. Dar e bine să fie nevastă ta acolo. Amin? Că cu cine te-ai dus să te destrăbălezi, nu o să stea niciodată pe post de calorifer să zică, da mă, ia-mă în brațe, ia-mă în brațe, ia-mă în brațe. Sau cum face nevastă mea cu mine câteodată, vine și mă ia în brațe, mă ia în brațe. Așa vreau să mor, așa vreau să îmbătrânesc, amin? Cu o femeie lângă mine, pe care să o iau în brațe și să mă ia în brațe, pentru că nicio altă femeie din lumea asta nu mi-a fost dată, în afară de scumpa mea soție, amin? Ce merită, mă, de pe pământul ăsta? Banii, spunea Prigoana, îl știți pe domnul Prigoana, din capitala asta mare, care a făcut milioane și zeci de milioane, și spunea domnul Prigoana, spunea așa, faci bani și după aia nu știi cui să-i mai dai ca să scapi de ei. Că poate-s bani murdari sau poate-s bani pătați sau poate că nu-i mai vrei. Că te-ai obosit să iai. Te-ai obosit să le duci grija. Vine o vreme în care ai obosit să ai bani și nu mai merită nici milioanele alea. Ești deprimat, ești obosit. Nu merită nimic, mă auzi? Crezi asta? Cine crede asta? Un singur nume merită și acel nume este Iisus Hristos, amin? Glorie Lui! Neoprit e ultimul punct de amenințările diavolului. Două mega ironii din partea lui Dumnezeu au loc în ultima parte a acestui capitol și închei scurt. Saducheii i-au prins pe ucenici că așa face dracu. L-a luat pe cel care vindeca și cu umbra lui. Zice, ce faci, mă? Așa e diavolul. Caută să astupe gura oricărui om care face bine. Asta e rolul lui. Definiția scurtă. Îl ia pe Petru, îl aruncă în închisoare, ia pe toți apostolii și aruncă în închisoare. V-am spus că saducheii nu credeau în forțe spirituale, nu credeau în îngeri, nu credeau în semne și minuni, nu credeau. Și sunt mulți în biserică la fel ca saducheii. Ați întâlnit creștini care nu cred în îngeri? Ați întâlnit creștini care nu cred în vise, prorocii și vedenii? Mâna sus, ăștia saducheii, neosaducheii de azi. Ei nu cred în semne, în minuni, nu cred, când Biblia e plină de semne și minuni și Dumnezeu zice, veți face lucruri mai mari decât am făcut eu. Ei, uite aici un lucru mai mare decât au făcut ucenii, decât a făcut însuși Iisus Hristos, anume să ieși prin gratii. Să ieși așa din închisoare. I-a închis saducheii pe oamenii ăștia și e foarte tare ce se întâmplă. Versetul 19. 5:19. Dar un înger al Domnului a deschis ușile temniței noaptea, i-a scos afară și le-a zis,
duceți-vă și stați în templu și vestiți norodului toate cuvintele vieții acestea. Când au auzit ei aceste vorbe, au intrat dis de dimineață în templu și au început să învețe pe norod. Marele preot și cei ce erau cu el au venit pe neașteptate, au adunat soborul și pe toată bătrânimea fiilor lui Israel și au trimis la temniță să-i aducă pe apostole. Aici intervine mirarea. Aprozii la venirea lor nu i-au găsit în temniță, s-au întors și au spus: temnița a fost găsită încuiată cu toate gratile și pe păzitori, stând în picioare la uși. Dar când am deschis, n-am găsit pe nimeni. Ăsta e miracol. Dar am greșit că am zis că au ieșit prin uși. Însă știu că au fost și momente cum Domnul Iisus a trecut prin ușă. Ideea este că ăștia stăteau efectiv la pază, cum stă Sandu al nostru, și cu Costi și cu ceilalți. Stăteau și n-au văzut nimic. N-au văzut nimic. S-au deschis ușile. Au ieșit ucenicii. Vă dați seama că s-a făcut și gălăgie. S-au închis ușile. S-au pus, zice, încuiate. Îngerul le-a și încuiat. Le-a încuiat la loc. Și ăștia drepți au venit a doua zi aprozii să ia pe apostoli. Nimeni, nicăieri. Ăștia erau în picioare acolo. Ușa ferecată din nou. Pe unde au ieșit, domnule? Vă dați seama că și-au imaginat tot felul de lucruri. Vă dați seama ce a fost în mintea lor. E interesant că Dumnezeu le-a trimis ăstora de nu credeau un înger, tocmai un înger, ca să le dea planurile peste cap. N-a mai există îngeri? Și ce e interesant și ce am descoperit în Biserica lui Hristos, ăștia care nu cred în eliberare de dragi, au de-a face cu ea. Ați întâlnit cazuri de astea? E plină biserica profite de așa ceva, credeți-mă. Frate Tony, am hulit toată viața lucrarea de eliberare. Dar am și eu pe cineva acum. Pot să, în numele lui Iisus, să faci o rugăciune? Mi-a zis la un moment dat chiar cel care era apăsat de diavol. Demonii din el, din persoana respectivă, râdeau și ziceau: bă, tu ăsta care nu crezi în eliberare, tu ăsta care ai hulit lucrarea Duhului Sfânt, ne aduce aici să fim scoși? Duhurile, oameni buni, ziceau asta. Voi vă dați seama? Duhurile ziceau asta. Și cu capul plecat, persoana respectivă stătea acolo și am zis: dacă te-ai pocăit de păcatul tău, Hristos îți va elibera persoana dragă. Amin? Sunt aici oameni care n-au crezut în semne și minuni, dar au ajuns să le ceară: Doamne, nu faci și cu copilașul meu un semn și o minune? Doamne, nu faci acum o minune? Nu trimiți un înger de-al tău să ne elibereze și să ne scoată din temnița asta? Saducheii nu credeau în asta, dar le-au văzut. Le-au văzut pe propria piele. Și vreau să vă mai spun încă un lucru. A doua mare umilință. Prima a fost că saducheii nu credeau în semne și minuni și au văzut cu ochii lor o minune, un semn de la Dumnezeu, și au auzit de la ucenici de un înger care a venit să-i elibereze. Pentru că acest înger le-a zis așa: nu vă duceți acasă în concediu. Dacă le eliberam eu pe Petru, știți ce ați fi zis? Ia-ți o săptămână de pauză și stai și bucură-te de nevastă. Du-te la Tristor și ia-ți o șaurma de aia mare, Petre, că ești rupt de foame. Și ce a zis îngerul lui Petru și ce le-a zis apostolilor? Duceți-vă în templu din nou. Era noapte. Doamne, dă-ne un răgaz. Nu, că nu vă duceți prin puterea voastră, ci vă duceți prin puterea mea. Amin? Zice: duceți-vă și stați în templu și vestiți norodului toate cuvintele vieții acestea. Când au auzit ei aceste vorbe, au intrat dis de dimineață în templu și au început să învețe pe norod. Au început să învețe și apoi acești saduchei nervoși, zice: ați umplut Ierusalimul cu vorbele voastre. Și ce mă rog, să umplem Bucureștiul cu vestea că Iisus e viu. Amin? Ha, bucurați-vă! Zic nervoși saducheii aceștia: ați umplut, nu vă mai opriți odată cu Evanghelia asta. Ați umplut tot Ierusalimul ăsta. Asta să se zică și despre noi, amin? A doua mare umilință este dată prin cuvânt. De aceea, oameni buni, e foarte important să citiți cuvântul acesta, oameni buni. Aici este victoria, aici este puterea, amin? Cine crede asta? Zice cuvântul lui Dumnezeu că ei nervoși, fiți atenți ce au vrut să facă, versetul 33, să vedeți cum stinge cuvântul lui Dumnezeu foamea după a-i ucide pe apostolii ăștia. Când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia la inimă și s-au sfătuit să-i, ce? Să-i omoare.
Dar un fariseu numit Gamaliel, un învățător al legii, prețuit de tot norodul, s-a sculat în picioare. Și fiți atenți ce zice Gamaliel în versetul 38 și vreau să ne ridicăm în picioare și ne apropiem de încheiere. Fiți atenți ce zice acest om. Nu-i mai necăjiți pe oamenii aceștia și lăsați-i în pace. Dacă încercarea sau lucrarea aceasta este de la oameni, se va nimici. Dar dacă este de la Dumnezeu, nu veți putea nimici. Și apoi spune un cuvânt care este relatat în 2 Cronici 13 cu 12. Să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Și dă-te rog frumos, Simona, la 2 Cronici 13 cu 12. Cuvântul lui Dumnezeu din gura acestui om, din gura lui Gamaliel, este arma. Cuvântul lui Dumnezeu din gura ta este arma. Amin? Cine crede asta? Foamea după a-i ucide pe ucenici, ura cea demonică este stinsă de Gamaliel printr-un cuvânt din Scriptură. Iată că Dumnezeu și preoții lui suntem noi. Asta este referința la care Gamaliel se referea. Zice așa, iată că Dumnezeu și preoții lui suntem noi. În fruntea noastră și avem, iată că Dumnezeu și preoții lui sunt cu noi, sunt în fruntea noastră și avem trâmbițele răsunătoare ca să sunăm din ele împotriva voastră, adică a dușmanilor. Copiii lui Israel, nu faceți război împotriva Domnului Dumnezeului părinților voștri, căci nu veți avea nicio izbândă. Nu faceți război cu Domnul. Era vorba lui Gamaliel inspirată din 2 Cronici 13 cu 12. Spuneți-i dușmanului, nu faceți război cu Dumnezeul nostru. Nu luptați cu Dumnezeul nostru, pentru că nimeni nu va putea să stingă lucrarea profidei, amin? Nimeni nu va putea pe pământul ăsta să stingă lucrarea profidei. Știți de ce? Că este a Domnului și nimeni nu poate lupta împotriva Domnului. Cine crede asta? Spune-i bolii tale, spune-i neputinței tale, spune duhurilor care îți dau târcoale, nu luptați împotriva Domnului că nu veți izbuti, amin? Nu luptați, spune unui soț care este abuziv cu tine, spune unui soț care poate a plecat departe de tine, spune-i că te aude prin credință, nu lupta împotriva căsniciei noastre că lupți împotriva lui Dumnezeu, amin? Nu lupta împotriva iubirii noastre, că lupți împotriva legământului pe care Dumnezeu l-a parafat și l-a garantat. Nu lupta cu Dumnezeu. Spune oricărui dușman să știe că Dumnezeul tău este Domnul. Dacă ai o rugăciune de adus acum înaintea lui Dumnezeu, vreau să știi că Dumnezeul care era atunci în fapte este și astăzi să facă aceleași fapte. Amin? Dumnezeul care era atunci este și astăzi. Dumnezeul care aducea victorie după victorie bisericii atunci este și astăzi. Dumnezeu care făcea semne și minuni, Dumnezeu care deschidea ușile porților temniței și scotea ucenicii afară, Dumnezeul acela este și astăzi aici. Dumnezeul acela de care s-a atins femeia păcătoasă este și astăzi aici.